anul ăsta. Deci doar de acolo risupla. Da. Acolo a suflat. O pierdere de gaz la centrala termică ar fi fost cauza exploziei. Deflagrația s-a produs în bucătăria familiei Zegheru, în momentul în care femeia a încercat bricheta să vadă dacă merge pentru a aprinde lumânări în memoria celor morți în zi de sărbătoare. Femeia a vrut să aprindă câteva lumânări la troița din apropierea casei, în ziua în care este comemorată Sfânta Paraschiva. Nu a mai ajuns însă aici, ci direct la spital, cu arsuri grave la nivelul feței. În momentul când a aprins... S-a verificat dacă merge bricheta. Da, a pomnit cu ușa la cămară, și intrat peste mine. Asta s-a desfăcut, că dacă nu se desfăcea, se rupă... V-ați dat seama că a fost o explozie? Da. Păi mi-am dat seama că am văzut flacără și când am văzut flacără... Ea era plină de flacără. Și ea era și am acoperit-o să ne ia foc, că lăsese foc. Banta după cap. Banta după cap. Care avea că are părul ars. Tavanul fals a luat foc, iar bucăți de material inflamabil au căzut peste femeie. Hainele și părul acesteia s-au aprins imediat. Uitați sticlă de apă rămasă, uitați cum a rămas. Au foc toate aici. Puteți să fiți și dumneavoastră rănit. Păi am fost aici, după ușă. Și când am luat medicamentele de aici, am vrut să ies afară. Și când să ies, m-am pomenit, m-a trântit ușă cu tot, grămadă. Din suflul explozii. Și au luat foc și aici. Cu bricheta, mână, așa stătea. Și nu știa ce să facă. Și m-am era speriată, era... Păi ce speriată, că era flacăra pe ea, a picat tot tavanul pe ea. Oamenii spun că nu au simțit niciodată miros de gaz și că de curând s-a făcut și un control de rutină la centrală. De la care răsufla mai de mult. Altfel nu se explică. N-am avut scăpări de gaze niciodată. Nu s-a simțit niciodată. Au venit băieții aia mea sau cu aparatul înainte. Când am văzut soțit cum nată, era arsă mâinile, părul în cap, fața toată, de la gât în sus, arsă. De nerecunoscut era. Da. Hai de mine, eu acum văd astea, domne. Ia uite, domne, astea lucrurile ei după... Vai de lume, pantalonii ăștia e sintetici. Ia uite, domne. Vă dați seama, ea le-a desfăcut neluță și le-a pus în baie. Ia uite cum a... Ăștia i-a fost pantalonii ei. Păi ea, vedeți? Uitați și noastră în ce ală e alt pantaloni. Eu n-am văzut. Ce și geaca în ce ală e alță. Păi eu cred că ea s-a dezbrăcat în baie. S-a dezbrăcat de frică. Femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște cu arsuri de gradul 1 și gradul 2. Dânsa a suferit arsuri prin flacără în zona facială și în zona mâinilor. Din fericire, numai de gradul 1-2, pe o suprafață foarte mică, aproximativ 5% din suprafața corpului. A fost adusă echilibrată hemodinamic, conștientă, cooperantă. Pacienta a rămas internată la chirurgie.